Bună ziua și vă mulțumim pentru onoarea pe care ne-ați făcut-o de a accepta invitația Primăriei Municipiului Roman și de a permite, alături de întreaga comunitate, să vă apreciem într-un cadru festiv pentru exemplu de iubire, generozitate și respect oferit celor din jur. Înainte de a începe ceremonia de mânare a diplomelor de recunoștință și a premiilor simbolice, dar pe care vi le oferim din tot sufletul, vă invit să ne întoarcem cu privirea spre credință și să-l invităm pe preotul paroh al Bisericii Sfinții Voievozi să ne dea binecuvântarea Domnului. Slavă Sfintei și cele de ofință și de viață făcătoarei și nedespărțitei trăim, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pace de sus, pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pacea toată lumea pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu Biserici, pentru unirea tuturor Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru Sfântă Biserica noastră, pentru cei ce cu credință, cu evlavie, cu frică de Dumnezeu, intră și se roagă întrânsa Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru cinstita preoțime cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru tot poporul român cel bine credincios de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, pentru iubitoare de Hristos oaste, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să primească în jertfelnicul său cel mai presus de ceruri mulțumirea și rugăciunea noastră de acum a nevrednicilor robilor săi și cu îndurare să miluiască, să ne miluiască pe noi, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră pe care o aducem cu inimă smerită pentru binefacerile care le-am primit de la El și ca o tămâie cu bună miros și ca o ardere de tot bine primită să-i fie Lui, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre al nevrednicilor robilor săi și buna cerere și dorirea credincioșilor săi spre bine să o împlinească, ca un milostiv totdeauna să le dăruiască binefaceri nouă și Sfintei sale biserici și întregului său popor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fim izbăviți noi de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Doamne, miluiește! De preasfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră, de Dumnezeu născătoare și pururea Fecioară Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Preasfântă născătoare, de Dumnezeu, miluiește-ne pre cine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Ție, Doamne! Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin! Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor! Și Duhului Tău! Din Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire! Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte! Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu. Adevărat zic vouă că oricine va zice acestui munte, ridică-te și te aruncă în mare,
și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ceea ce spune se va face. Va fi lui orice va zice. De aceea vă zic vouă, toate câte cereți, rugați-vă să credeți că le-ați și primit și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Amin. Dumnezeule, după mare mila ta, rugăm-ne ție auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru un alt preasfințitul Părintele nostru, Ioachim, Arhiepiscopul Romanului și Bacăului, pentru sănătatea și mântuirea lui. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru binecredinciosul, poporul român de pretutindeni, pentru conducătorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru asta cea iubitoare de Hristos, pentru sănătatea și mântuirea lor. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Miluiește! Ca niște robi nevredni și cu frică, mulțumim milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale pe care cu belșugare le-ai revărsat asupra robilor tăi care sunt de față. Cădem înaintea ta și cu lui Dumnezeu îți aducem slavă și cu milință strigăm. Izbăvește din nevoie pe robii tăi și ca un milostiv împlinește întotdeauna dorințele noastre ale tuturor. Cu de-a dinsul ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Ascultat cu milostivire rugăciunile robilor tăi, Doamne, și l-ai arătat lor marea ta iubire de oameni, așa și de acum înainte, netrecându-i cu vederea, împlinește spre slava ta toate bunele dorințe ale credincioșilor robilor tăi, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care acum se pomenesc. Valerian, Violeta, Ioane, Caterina, Nicolae, Eugenia, Miluță, Eugenia, Ioan, Silvia, Vasile, Doina, Condurache, Marițica, Petru, Aneta, Constantin, Mariana, Ioan, Paraschiva, Ioan, Elena, Ioan, Lidia, Mihai, Onorina, Vasile, Maria, Ioan, Elena, Gheorghe, Virginia, Ioan, Valerica, Gheorghe, Aneta, Petrea, Rodica, Mariana, Ioan, Viorica, Gheorghe, Georgeta, Ioan, Ruxanda, Nicolae, Ștefan, Leontina, Mihai, Doina, Ioan, Mariana, Costică, Ecaterina, Constantin, Emilia, Costică, Rodica, Ioan, Maria, Constantin, Despina, Ioan, Teodora, Florin, Georgeta, Constantin, Claudia, Constantin, Rodica, Gheorghe, Maria, Vasile, Elena, Gheorghe, Maria, Bernat și Olina, Ilie, Maria, Toma, Urica, Constantin, Didina, Neculai, Veronica, Vasile, Gica, Gheorghe, Mioara, Nicolae, Viorica, Gheorghe, Georgeta, Ștefane, Virgilia, Constantin, Maria, Nicolae, Anica, Mihai, Ioana, Gheorghe, Livica, Laurențiu, Elena, Marian, Madelina, Petru, Viorica, Vasile, Elena, Alexandru, Viorica, Ilerion și Dochia. Și arată spre noi, spre toți, mila ta ce bogată, trecând cu vederea toate păcatele noastre, ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluiește!
niște tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită să fie întru tot bunule stăpâne această rugăciune de mulțumire a noastră înaintea slavei tale și trimite întotdeauna ca un îndurat robilor tăi care au împlinit 50 de ani de împreună viețuire mila ta cea bogată și îndurările tale și izbăvește pe robii tăi din toate meșteșugirile văzuților și nevăzuților vrăjmași. Biserica ta cea sfântă, orașul acesta și pe tot poporul tău și dăruiește tuturor sănătate, lungime de zile, spor întru toate faptele cele bune. Ne rugăm ție, Doamne, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă. La ta slavă căzând, cu frică și cu cutremur, ca niște robi nevrednici cu umilință, aducem acum mulțumire bunătății tale pentru binefacerile care au fost asupra robilor tăi. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul te slăvim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta, mulțumim rugând cu umilință nemăsurata și nespusa ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi. Și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile așa și de acum înainte. Învrednicește a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele, în toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi. Mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște. Și ne dăruiește pe toți și ne învrednicește pe toți întotdeauna a grăi și a cânta ție și celui fără de început al tău, Părinte, preasfântului, bunului, de viață făcătorului tău Duh, Dumnezeului celui slăvit într-o ființă. Slavă ție, Dumnezeului nostru, dătătorului nostru de bine, în vecii vecii lor. Amin. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeule, înălirea noastră, slavă ție. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte binecuvintează. Hristos, adevăratul Dumnezeul nostru, pentru rugăciunile preacuratei Maice sale, ale cuvioșilor de Dumnezeu, purtătorilor părinții ai noștri și pentru rugăciunile tuturor sfinților, să ne miluiască, să ne mântuiască pe noi ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Robilor lui Dumnezeu, care au împlinit 50 de ani de împreună viețuire, dă-ne, Doamne, zile îndelungate, viață pașnică, sănătate, mântuire, întru toate bună sporire și păzește pe dânsii întru mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire la preoți
preoții Bisericii Sfinții Voievozi, mulțumesc Consiliul Local pentru această invitație, în mod deosebit domnului primar Lucian Micu. Felicităm pe cele 57 de familii binecuvântate care au împlinit 50 de ani de împreună viețuire. Tuturor vă dorim sărbători binecuvântate și un an nou cu împliniri. Din partea Bisericii Sfinții Voievozi, un semn de prețuire și respect pentru cele 57 de familii, oferim câte o iconiță cu ocrotitorii bisericii noastre, Sfinții Voievozi, și cu icoana, Maicii Domnului, care este ocrotitoarea familiei din toate timpurile. Dacă mai este timp, avem de transmis și mesajul în al preasfințitului Părinte Ioachim, adresat de asemenea dumneavoastră celor care astăzi ați venit aici la această întâlnire. Stimați invitați, suntem în preajma Sfintelor Sărbători de Crăciun, când întreaga creștinătate se pregătește prin post și rugăciune pentru a primi pe pruncul preasfânt în ieslea sufletului. O sărbătoare a familiei, a purității, a păcii, a iertării și a speranței. Nu este deloc întâmplător faptul că Fiul lui Dumnezeu se naște ca om într-o familie, trecând prin toate etapele vieții biologice, crescând și dezvoltându-se armonios, și prin aceasta ne-a dat nou un exemplu de cum trebuie să viețuim, să ne creștem copiii, să ocrotim familia, care este locul binecuvântării și prezenței lui Dumnezeu, cea mai veche instituție creată de El pe pământ. Când o familie primește binecuvântarea prin taina cununiei, atunci ea este ocrotită de Dumnezeu, iar mirele și mireasa dobândesc demnitatea pe care au avut-o primii oameni în grădina Raiului. Fiecare mire este un nou Adam, iar fiecare mireasă este o nouă Eva. Însă, atunci când mirele și mireasa rămân împreună 50 de ani, acesta este semnul că Dumnezeu a fost în mijlocul acelei familii, că această familie a știut să ceară ajutorul lui Dumnezeu în momentele delicate ale vieții, iar Dumnezeu a făcut parte din această familie și a ocrotit-o. Acestei familii prezente astăzi aici, care au petrecut împreună 50 de ani, sunt un exemplu pentru noi și totodată o speranță. Ele ne fac să ne gândim în clipele grele ale vieții de cuplu la faptul că familia este o cruce care trebuie dusă până la sfârșitul vieții, că în familie trebuie să ne exersăm virtutea răbdării, că merită și trebuie să luptăm pentru unitatea și dăinuirea ei, că este necesar să ne iubim părinții și să-i respectăm, că este esențial ca tinerii să se nască într-o familie și să se bucure de mângâierele mamei și de sfaturile tatălui. Stimați invitați, trăim momente dificile în aceste timpuri, iar familia creștină este greu încercată. Secularismul, migrația forței de muncă, alternativele și noile paradigme pe care mentalitatea laicizată occidentală le propune tinerilor de astăzi, relativismul moral și ateismul lovesc foarte tare în această instituție. În acest context, cu atât mai mult, astfel de acțiuni ca și aceasta organizată astăzi de Consiliul Local Roman, la inițiativa și cu purtarea de grijă a domnului primar Lucian Micu, este binevenită și arată faptul că cei ce conduc destinele acestei zone respectă și ocrotesc cea mai sfântă instituție pe care Dumnezeu a lăsat-o pe pământ și se preocupă de binele celor care au reușit să guste din frumusețile acestui ținut binecuvântat de Dumnezeu timp de jumătate de secol. Pe această cale dorim tuturor celor 57 de familii omagiate astăzi, cu prilejul împlinirei vârstei de aur a împreună viețuirilor, sănătate, pace, bucurii duhovnicești, alese gânduri de bine, și rugăm pe Hristos Domnul să ocrotească pe toți rămașcanii care au ales să-și petreacă viața alături de persoanele dragi în sânul unei familii. Dumnezeu să binecuvinteze familia rămașcană. Sărbători binecuvântate, la mulți ani! Ioachim, Arhiepiscopul Roman și Antiei. În continuare, îl invităm pe domnul primar Lucian Micu în mijlocul dumneavoastră pentru a oferi câte un dar, simbol al prețuirii și al recunoștinței noastre. Luați loc, vă invităm să luați loc. Mulțumim! Thank you.
Bună ziua tuturor! Bine ne revedem și mă bucur că, iată, astăzi avem un moment deosebit din viața dumneavoastră, un moment care, un moment în care amintirile devin speranță, iar iubirea este viață. Și mă gândeam la o pildă pe care aș vrea să vă prezint. Am primit-o zilele astea și cred eu că se potrivește cel mai bine pentru dumneavoastră, pentru că reprezentați timpul și iubirea. Și pentru a nu greși, am să-i dau citire, pentru că e o pildă în care eu chiar cred. Și așa cum vă spuneam, pentru dumneavoastră, cred eu că se potrivește foarte bine. Spune așa: cândva, de demult, pe o insulă trăiau toate valorile. Într-o zi, ele și-au dat seama că insula se scufundă și atunci fiecare și-a căutat o corabie pentru a pleca. Pe insulă a rămas doar una singură, iubirea. Ea a chemat bogăția și a rugat-o să o ia în corabia sa, dar aceasta din urmă i-a spus: în corabia mea sunt multe obiecte de valoare, iar pentru tine nu mai este loc. În acel moment, corabia tristeței trecea prin apropiere. Iubirea a rugat-o și să o ia și pe ea, dar aceasta i-a răspuns: iartă-mă, dar sunt atât de tristă că am nevoie să fiu în permanență singură. Atunci iubirea a văzut corabia mândriei, însă mândria i-a răspuns că iubirea va distruge armonia de pe corabia sa. Pe alături naviga bucuria. La fel a rugat-o și pe ea, dar aceasta, în gălăcia petrecerilor, nici nu a auzit strigătele iubirii. Când iubirea nu mai avea nicio speranță, a auzit o voce din spate: să mergem, iubire, te voi lua cu mine. S-a întors și a văzut un bătrân. Bătrânul a dus-o până la mal și, după ce a plecat cu corabia mai departe pe drumul său, iubirea și-a dat seama că a uitat să-l întrebe numele. Atunci iubirea s-a adresat cunoașterii: cunoaștere, spune-mi, cine m-a salvat? Cine era acel bătrân? Cunoașterea a privit-o și a răspuns: era timpul. Dar de ce m-a salvat? A întrebat iubirea. Cunoașterea a mai privit odată spre iubire, apoi în depărtare spre timp și a răspuns: pentru că doar timpul știe valoarea iubirii. Așadar, eu vă doresc să vă păstrați în familie dumneavoastră toate valorile și, în primul rând, să nu lăsați niciodată iubirea singură. Vă doresc să vă iubiți în continuare, să vă respectați și, mai presus de toate, să constituiți un exemplu pentru cei din jurul dumneavoastră. Profit și eu de această ocazie a sărbătorilor de iarnă, această lună a cadourilor, în primul rând să vă urez la mulți ani, cu multă sănătate, un Crăciun fericit alături de cei dragi, de copii, de nepoți, de prieteni, de strănepoți, și să ne vedem cu bine și la anul, astfel încât nu rămâne altceva decât făcut, decât să mergem mai departe și să oficiem această frumoasă vârstă de 50 de ani, Nunta de Aur. La mulți ani! Cu aceste gânduri bune îndreptate către dumneavoastră și cei dragi, invit familia Violeta și Valerian Abuligesei alături de noi. Se pregătește familia Ecaterina și Ioan Agafiței. Dar nu dăm masă, nu o să puci. Violeta și Valerian, da? Nu? Nu mai zic. Felicitări și la mulți ani. Deci, o icoană din partea Bisericii Sfinții Voievozi, o mică atenție din partea primăriei, pentru că am un sistem de flori.
mergem puțin la braț să facem o poză împreună, să avem și o amintire după acest eveniment. În continuare, Eugenia și Neculai Ailincăi. Ioan, Ecaterina și Ioan, da? Se pregătește Eugenia și Miluță a Niculaesei. Suntem noi. Da, Eugenia și Niculae ai vinte. Da, da, da. Se pregătește Silvia și Ioan Antăloaie. Silvia și Ioana Antăloaie, da? Haideți! Felicitări! La mulți ani! O diplomă! Atenție din partea! Urmează Doina și Vasile Atodiresei. Se pregătește Maritica și Costandache Balcanu. Sănătate și la mulți ani, multă sănătate. Doamne ajută! Singurică? Urmează Mariana și Constantin Bodea. Dorim să știm dacă Aneta și Petru Bărbieru au ajuns între timp. Dacă nu, se pregătește Paraschiva și Ioan Bostan.
dacă este bărbier, o invităm în față. Frumoasă, mult succes la mulți ani. Aneta și Petru, da? Da, da. Felicitări la mulți ani. Da, știți, v-ați pus o problemă? Ia, ce amuzi. Dar nu, dar nu avem aici amuzi când crezi. Păi da, nu se poate o să. Și mai veniți să faci o oră. Așa facem, gata, să vă onorăm promisiunile. Haideți să facem o poză împreună. Vă rog. Domnul primar. Gata, dacă am promis am promis. Aia facem eu. Hai să mergem. Felicitări și la mulți ani. Multe sănătate. Doamne ajută. Frumos. Așa. Așa. Eu. Leon. Sănătate. Da. 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 Gata, am înțeles. Paraschiva și Ioan, da? Hai. Urmează Elena și Ioan Botez. Citești la mulți ani, cu sănătate, la ceremonie. Elena și Ion, da? Haideți! Elena și Ion Botez, da? Felicitări! La mulți ani! Cu mare drag! Aici o diplomă avem în fața noastră, o mică atenție în fața noastră, cu iconiță și un mâncățel de flori. Haideți să facem o poză aici. În continuare, Lidia și Ioan Chirea. Onorina și Mihai Chiriac. La mulți ani! Nu pot să ne doamne ajută! La mulți ani! Să se mai bate! Nu te atinți din partea pământului, cu condiția de ceva vă invit și la o poză cu mare drag. Maria și Vasile Cojocariu. La mulți ani, sănătate, prima de ceremonie. Mulțumim mult, scuzați, să facem multe. Haideți, poftiți. Săruna, la mulți ani, multă sănătate. Tot ce vă doriți dumneavoastră, aici o diplomă din partea noastră, din cartea mașină, cu iconiță pe mașină. Și vă invităm și la o poză. Urmează Elena și Ioan Dolgescu. La mulți ani, sănătate, să faci cei mai buni. Bună ziua, la mulți ani, să sănătate și toate dorințe. O diplomă din partea noastră, unică atenție, o iconiță de sănătate, bineînțeles, cum știți țărișori, vă invit și la o poză. Mai lângă mine, aici. Virginia și Gheorghe Donici. Mulțumim, la mulți ani, sănătate, la cei buni. Bună ziua și la mulți ani, multă sănătate,
Valerica și Ioan Drăgușanu. În continuare, familia Aneta și Gheorghe Duca. Se pregătește Rodica Mariana și Petrea Enea. Am înțeles, după 8 ianuarie, da, după 8 ianuarie e trecutul ăla. Da, da. Da? Da. Da. La mulți ani, multă sănătate vă dorim, la mulți ani, multă sănătate, Urmează Viorica și Ioan Floria. La mulți ani, multă sănătate, sănătate cu mare drag, multă sănătate și bună, la cele bune. Sănătate și încă în cât la mulți ani. Poate ții din partea noastră, o ipoliție, să nu și am să veniți și la o scoză, ca să... După Georgeta și Gheorghe Front. Dacă nu vă prindeam acasă, la poate și am făcut. Asta e mai oficial aici. Să vină la mulți ani. De aici s-a toată și dumneavoastră, nu mai bine. Cruxanda și Ioan Gavril. Leontina și Nicolae Ștefan Georgescu. Să vă mulțumim pentru vizionare.
pregătesc Doina și Mihai Ghiuță. La mulți ani, sănătate, situație de voi, bună sănătate. Mulțumesc! Urmează Mariana și Ioan Gâlgă. Ecaterina și Costică Herman. Emilia și Constantin Hâra. Rodica și Costică Iancu. La mulți ani, sănătate, la cei doi. La fel și dumneavoastră, doamne. Rodica și Costică Iancu, da? La mulți ani și multă sănătate vă dorim. Doamne, nu doresc. Multă sănătate. Maria și Ioan Ioniță urmează. La mulți ani, sănătate, plăcere, bine, la mulți ani. Bine v-am găsit, am iertat. Da, știu, dar facem după. Nu, adică terminăm evenimentul și după aia intrăm. Da, da, facem. Da. Despina și Constantin Joimir în continuare. O mică atenție. Haideți să facem o fundă, vrea să fie frumos. Haideți mai facem. Mai stați așa, să mătăm ședicul. Pentru domnul mai mare nostru, să ne trăiască. Ține frumos. Sănătate. Doamne, hai să trebuie. Doamne. Despina, haideți. Haideți aici. La mulți ani, sănătate. Hai la mulți ani, sănătate. La mulți ani, sănătate. Mai bun, mai bun. Doamne ajută sănătate. Se pregătesc Teodora și Ioan Lebădă. O mică atenție. Aici avem o iconiță.
înțelepciunilor pentru dumneavoastră. Și hai să facem o poză aici, la prăzunți, ca să avem o amintire frumoasă de asta. Urmează Georgeta și Florin Lefter Rugină. Urmează Claudina și Constantin Macovei. Am înțeles, sănătate, toate cele bune. Un an nou, cât mai bun sunt de-a doamnă. Mulțumesc, la fel și dumneavoastră. Hai. Salut, un an, la mulți ani. Multă sănătate vă dorim. Doamne ajută, la șase de-a doamnă. În continuare, Rodica și Constantin Martare. Cum îmi merit din partea noastră, o mică atenție, cuvinte, pe lumea noastră, în serviciul lor. Și hai să facem o poză împreună. Aici, ca să... Nu e de la mâna la mâna, la mâna, salut, la mulți ani, multă sănătate, de pe unde pe noi, de partea noastră, 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 de partea Maria și Gheorghe Marile. Așa, ca la starea civilului. La mulți ani și multă sănătate, de partea noastră, de partea se pregătesc în continuare Elena și Vasile Mărgineanu. Doamna Maria, la mulți ani, multă sănătate, adică o diplomă din partea noastră, cu mică atenție, cu părință pentru și vă invit la o poză. Hai să facem o poză ca să avem la evenimentul ăsta. Este aici, în toate. Cu toată plăcere. La mulți ani și multă sănătate să vă rămân cât mai bun văd. Doamna Elena. Maria și Gheorghe Moisei. La mulți ani, multă sănătate. Doamne, Doamne, aici au fost unul nivel din partea noastră. Cu atenție, o iponiță pentru doamna și îngurițe de flori. Și hai să facem și o poză într-o mână. Uităm aici la colegul meu. La mulți ani și multă sănătate. Doamne, ajută sănătate, la mulți ani și multă sănătate. Cu drag. Olina și Bernard Molodoi, în continuare.
Da, da, știu, știu. Aici o să o mică atenție. Aici pentru dumneavoastră o iconiță, în duchița de soare. Și hai cu patru o poză de mână. La mulți ani și multe sănătate și un an nou cât mai bun. Doamne! Se pregătesc Maria și Ilie Moraru. La mulți ani și multă sănătate vă doresc. Doamne ajută, mulțumim la fel și dumneavoastră. Mulțumim, mulțumim, la fel și la dumneavoastră. Să facem. Mulțumim. Aurica și Toma Nechita. La mulți ani cu dată și mulți ani sănătate și un an nou cât mai bun bătrânețe. Aici, doamna. La mulți ani, multe sănătate. Se pregătesc Didina și Constantin Olariu. Aici avem o diplomă de mine. Un patrimoniu și unitate. O iconită. Un buchet de flori. Haideți să facem și o poză împreună aici la brad. Haideți să facem. Haideți să facem. La mulți ani, sănătate și un an nou cât mai bun vă doresc. Hai, vizual la voi. Veronica și Neculai Onofrei. Gica și Vasile Palade. Mioara și Gheorghe Popa. Viorica și Neculai Pralea. O diplomă de merit pe care o am de atenție, mă iubiți să vă spun buchițe de flori. Unde ne facem și o poză împreună. Doamne, te mulțumim, un an nou cât mai bun. Să vă mulțumim.
Da. Urmează Georgeta și Gheorghe Rătulescu. La mulți ani. Multă sănătate. Hai, Rizom. La mulți ani, multă sănătate. Vă dau aici o rețetă. Haideți să facem și o poză împreună, să ne rămână o amintire după evenimentul ăsta. Haideți să-mi spun, domnule Nicolae, hai în față. Așa, haideți, mai în față. Așa, mai aici, puțin, puțin. S-a anunțat să-mi dați semnat cât mai bun pe doi. Multă sănătate. Doamne, hai. Urmează Virginia și Ștefan Simion. Se pregătesc Maria și Constantin Stafie. În continuare, Anica și Nicolae Stafie. Se pregătesc Ioana și Mihai Stele. La mulți ani, multă sănătate și un an nou cât mai poți să rămână. La mulți ani. Haideți. Livica și Gheorghe Subete. La mulți ani. La mulți ani, multă sănătate. Elena și Laurențiu Șerban. Continuăm. Urmează Madelina și Marian Tiron. În continuare, Viorica și Petru Vieru. Da, era
multă sănătate, multă sănătate, multă sănătate, multă sănătate, multă sănătate, multă sănătate. Doamna Viorica, da? Elena și Vasile Vintilă. Dacă nu, se pregătesc Viorica și Alexandru Zaharia. Da, haideți, îi lăsăm așa ca să s-au umblat cu noastră. Haideți să facem o poză împreună. Ia faceți poze, faceți tine. Poana dată la domnul. Iar ultima familie, Dochia și Ilarion Zaharia. Mulțumim tuturor pentru modelul de bună înțelegere oferit nouă și generațiilor care vin. Vă dorim din tot sufletul să aveți parte de sănătate și să fiți în continuare mesageri ai respectului și iubirii de semeni. Vă invităm acum să petrecem împreună în Nunta de Aur.